egal cu 4. Deci răspunsul corect are egal cu 4. Asta a însemnat că în momentul în care vom locui pe A cu 4, vom avea același element. Pentru că noi am gândit așa. Când două elemente de aici și cu două de aici la punerea la un loc fac 3, numai dacă A plus 5, elementul de aici este același cu ăsta de aici. Și noi am plecat cu egalitatea. Elementul de aici A plus 5 să fie egal cu elementul de A plus 1. Și lucrând aici, am ajuns că A-ul trebuie să fie 4. Adică egalitatea asta am dus-o într-una echivalentă care m-a condus la A egal cu 4. Da? Deci, tu mai devreme ai prin încercări acolo și s-a brodit. La un moment dat ai încercat cu 13. Ai încercat cu A egal cu cât? Cu 6. 6 și cu 5, 11. Și Nicoace îți dă dus 13 și nu îți dă dus același element. Și ai încercat 7. 7 și cu 5, 12. 2, 7, 14 și cu 1, 15. Diferite erau acestea, așa, păreau la reuniune. Și atunci ai zis A egal cu 4, dar nici n-ai gândit că va fi corect. Nu ți-ai închipui va fi corect, dar ai zis așa la întâmplare și a fost bine din întâmplare. Și acum am arătat că modul în care trebuia gândit la ieșitul ăsta era așa. Bine, am și calculat că e egal cu 5, că înainte ca eu să zic, n-am zis așa, hai Ștefan, zic și cam atât. Am și calculat în gând cât faci 4 plus 5 și cât faci 2, ori 4 plus 1, ca să nu se prostie. Da. Ei, copiii care s-au prins de ieșitul ăsta, aveau să facă așa. Fiindcă vreau o reuniune doar din trei elemente și era vorba când punem trei elemente. Când același element pe care îl găsim aici, îl găsim și din face. Și nu îl luăm de două ori, ci o singură dată. Și dacă ăsta de aici, identic cu ăsta, deci A plus 5 egal cu 2, A plus 1 și i s-o apucă repede rezolvat aici. Și o să egal cu 4. Deci, ei au interpretat ce înseamnă reuniunea, punerea la un loc. Și cum asta are două elemente și asta două elemente, adică trebuia să găsești așa. Mulțimea formată din 1, din 7 și 9, reunită cu mulțimea formată din 1 și 9, cât îmi dă reuniunea celor două mulțimi? Face 7, 1, 7, 1 și respectiv 9. Da? Face 3 elemente. Da? Iată, a fost exercițiu foarte interesant, care a presupus rezolvarea acestei egalități. Înseamnă ce a fost foarte interesant pentru mine a fost faptul că era cu 2 A minus 1 și apoi a dat A plus 4 minus A egal cu 2 A minus A. Ceea ce... Deci înțeleg aici că avem greutăți foarte mari la rezolvarea egalităților acestora. Da? Hai să încercăm să mai rezolvăm egalitățile acestora. Deci, să se rezolve ecuații, se cheamă acestea. Egalitățile astea care au un necunoscut, se cheamă ecuații. Să se rezolve ecuațiile. Așa. Să se rezolve ecuațiile. Să încercăm să rezolvăm mai multe ecuații ca să ne prindem ușor de ele. Deci să spunem 2x minus 6 egal cu 0. 2x minus 6 egal cu 0. Da. Adică 2 ori cât scăzut 6 să facă 0? Asta ar fi întrebarea. 2 ori cât spune scăzut 6 să facă 0. Ai putea ghici deodată? 2 ori cât minus... Păi... 3. 3. Că 2 ori 3, 6 minus 6, deci de aici rezultă că x-ul e 3, da? Dar iată ca care e tehnica ca să nu ajungem acolo, fără să ghicim. Că nu tot timpul va veni așa ușor.
adunăm un 6 peste tot. Adică adunăm un 6 și în stânga și în dreapta. Dar de ce adun eu 6? Ca 6 minus 6 să facă 0. Deci, bine, atunci rezultă 2x minus 6 plus 6 egal cu 0 plus 6. Ca așa am spus, adunăm un 6 în ambii membri. Da? Am adunat acest 6 în ambii membri. Acest 6 care am zis, îl punem și într-unul și în altul. Și acum, echivalent cu 6 minus 6, 6 minus 6 ăsta, echivalent 6 minus 6 face 0, da? Și atunci rămâne 2x, 2x, egal cu, vorbește. 2x este egal cu... Zero? Cu, băi, 0 și cu 6? 6. Egal cu 6. Și de aici, x egal cu cât? 2 ori cât se facă 6? 3. Deci x egal cu 6 împărțit la 2. Care egal cu 3. Deci x-ul este 6 ăsta de împărțit, cum ar veni, sau rezultatul mulțirii, împărțit la 1 de factori. X egal cu 6 împărțit la 2 egal cu 3. Și asta că am rezolvat. Așa cum ai spus tu, că x-ul 3. La bun început ai văzut așa ceva, da? Ia să vedem o altă. 3x plus 5 este egal cu x, deci 3x plus 5 egal cu x plus să zicem 7. X plus 7. Cum propui să rezolvăm? Ce bine ar fi ca să avem numai x într-o singură parte. De aceea, din ambii termeni, și din ăsta și din ăsta, din ambii membri a egalității, să scădem un x, cel mai mic, cu numărul cel mai mic, x-ul de aici. Deci scădem un x, minus x. Scădem un x din ambii membri. Și ce devine după ce scădem un x? 3 plus 5 egal cu 2 plus egal cu 7. Nu 3 plus. 3x, 3 mere, 3 mere sunt aici. Deci, echivalent cu asta, 3 mere, scăzut un număr, așa am zis, scăzut un număr. Da. Astea sunt asemenea, deci mere, astea sunt pere. N-au pe x ăsta, da? 5-ul ăsta n-are pe x. Deci nu pot să spun... 3 ăsta sunt legat de x, sunt împreună. E mulțit acolo. Deci 3x minus un x care am zis că scădem, egal plus 5 care era. Plus 5. Era plus 5. Este egal cu x-ul care era aici, x-ul ăsta, minus x-ul, x minus x, plus 7. Și echivalent. Cât faci 3 scăzut un x? Mm. 3 plus 5. Păi nu. Aici nu e un singur x. Mă, 3 mere. Am 3... A, 3x plus 5 egal cu mai e Ștefan. Sunt 3. Sunt 3 bucățele de crete. Da? 3. Și de astea 3, dau pe una de o parte. Și cât mai rămâne? 2. 2x. 2x. Deci din 3x scăzut un x, mai rămân 2x. Deci din 3 mere,
Tu scazi pe x-ul ăsta, deci x cu x. Nu, că e înmulțit aici. 5 care este egal cu... x plus 6. De ce x plus 6? Un număr scăzut un număr. Da. 0 plus 7. 0 plus 7. Și deci egal cu 7. Da? Și atunci? Și atunci ar însemna că x este egal cu 0. Nu. Cu 1 ar fi. Da? Hai să scădem și un 5 peste tot. Deci scădem un 5 din ambii membri. Da. Și ce devine egalitatea asta? 2x egal cu 7. 2x egal cu? 7. Păi 7 minus 5 dacă scădem. Că dacă dintr-o, ai un cântar balanță și ai, deci din egalitate stau, scădem aceeași lucru și din stânga și din dreapta. Deci 2x egal cu 7 minus 5. Ce e echivalent? Va spune că... x este egal cu... 2x egal cu... 2x egal cu... Egal cu 2. 2. Și de aici rezultă? Că x este egal cu 0. X egal cu... 4. Cum e făcut? 2 ori cât fac 2? 1. Păi, x egal cu... rezultatul înmulțirii 2 împărțit la ăsta de aici din față. 2 împărțit la 2. Deci x egal cu 1. Ăsta este rezultatul. Da? Așa am făcut. Hai să mai vedem încă o dată. Deci de aici am plecat. Era greșitul ăsta. 3x plus 5 da. Egal cu x plus 7. Și ce am spus că face din ambii membri? Scădem pe cel care are coeficientul mai mic. Ce înseamnă coeficient? Adică ăsta din față. Deci, numărul din fața lui x îmi spune câți de x am. Eu prin 3x trebuie să înțeleg ce e așa. 3x înțeleg. X plus x plus x. 3 pe x. Scădem un x. Și atunci, dacă scădem un x din ambii membri, din 3x scăzut un x, eu rămas 2 de x. Deci eu rămas 2 de x. Și ce am mai făcut? După ce am scăzut un x, am văzut aici că am plus 5 și cu aia scăzut 7, egal cu 7. Și am scăzut pe cel mai mic număr dintre acestea, care nu mai au pe x, pe 5, din ambii membri. Și 5 minus 5 fac 0, deci rămâne 2x egal cu 2. Da? Și adică x egal cu 1 este soluția. X egal cu 1. Așa cum ai văzut așa cât de puțin, că x egal cu 3 ori 1, 3 cu 5, 3 cu 5 face 8, și 1 cu 7 fac 8. Deci noi să, problema este problema să spunem cum ajungem la acel prin calcul, efectiv prin calcul, ducând-o până la capăt, așa se rezolvă ecuațiile acestea, foarte elementare. Dar tu trebuie să înțelegi ce înseamnă, hai să încercăm să muncim și să spunem așa, 9x minus 3x, cu cine este egal? 9x minus 3x. 9x minus 3x. Egal cu? 6. 6? X. 6x, va fi important. 6x. Da. 4x pătrat minus 3x la a doua plus 5x. Egal cu. Deci 4x pătrat minus 3x pătrat plus 5x egal cu. E 4x pătrat e diferit de 5x. Că ăsta e x-ul e la a doua, aici e la a întâia. Dar numai ăștia sunt asemenea. Și din 4x pătrat scăzut în 3x pătrat, cât rămâne? Din 4 de ăștia scăzut 3? 1. 1x pătrat. Deci 1x pătrat. 1 ori x pătrat. Dar scriem pur și simplu doar x pătrat. X pătrat plus 5x. Acela rămâne singur. N-ai ce-i face.
x pătrat și cu 5x nu mai sunt asemenea. X pătrat și aici x la întâia. Deci nu mai sunt asemenea. Nu mai pot fi operați. Nu mai putem opera. Hai să mai facem încă una, să vedem cum gândim la asta. Deci, hai să 7x minus 3 e egal cu 3x plus 1. Și hai să găsim ce x înlocuim noi acolo, ce x ne produce bucurie. Care este x-ul care transformă egalitatea asta într-un adevărat? La întâmplare, dacă luăm, putem să-i ghicim sau să nu ghicim. Dar dacă mai fi și alte valori. De aceea încercăm să transformăm egalitatea aceea într-un echivalent. După ce terminăm aici. Da. Deci, caut aici să găsesc pe x-ul ăsta. Ce x înlocuiesc eu? La întâmplare, 10, 20, 17, 19. Nu pot să știu deodată. De aceea o ducem pe asta într-una echivalentă. Adică facem niște manevre. Uitându-te că într-o parte ai 7x și în alta 3x. Știu care este x-ul. Cu câte ori? 1. 7x egal 7 ori 1 egal cu 7 minus 3, 4. 3 ori 1, 3 plus 1, 4. Da, s-a întâmplat aici să fie 1. Dar nu mai fi și alta. O altă valoare. De ce crezi tu că nu mai este o altă valoare? Pentru că 7 ori 2 egal 14 minus 3, 11. Și? 3 ori 2, 6 plus 1, 7. Da, altă valoare, ce în el nu sunt foarte multe valori, nu sunt infinitate. S-a întâmplat să verifici asta, dacă mai verifici și alta. De aceea, prin simpla încercare și dacă ai ghicit-o, poți să te întreb dacă nu cumva nu mai există pericolul să mai avea și alte valori. De aceea încercăm să ducem egalitatea asta într-una echivalentă. Și ce să facem în ambii membri? Sunt doi membri, nu? Stâng, membru stâng și membru drept. În ambii membri, ce să facem? Scădem. Cât să scade? 3. 3x. Deci să scădem pe 3x și din stânga, adică din ăsta și din ăsta. Deci zicem, 7x minus 3, care era acolo? 7x minus 3. Da. 7 x minus 3 era scris, nu? Minus cât am zis noi că scădem din ambii membri? Minus 3x. Deci minus 3x din stânga egal cu ce era scris mai înainte, 3x plus 1. 3x plus 1 minus 3x. 3x plus 1 minus 3x. Da. Deci ce am făcut eu? Din ambii membri ai egalității, am scăzut pe 3x. Minus 3x. Și din stânga, iată-l pun, minus 3x. Și din dreapta, minus 3x. Da? Minus 3x și minus 3x. Și din stânga și din dreapta. Și acum ce devine? Echivalent cu 7x scăzut 3x. 7x minus 3x, 4x. Deci, în membru stângul normal, dar 4 e de aici. 4x scăzut în 3. Cum era înainte? 7x. Deci 4x minus 3 egal cu... Vorbește tu. Egal cu... 4x minus 3 egal cu 1x. De fapt, nu. 4x minus 3 egal cu 3x plus 1. Minus 3? Nu. Egal cu... x plus 1. De ce x plus 1? De unde să rămân? 3x minus 3x egal cu 0x. Ceea ce înseamnă că e x plus 1. Păi dacă e 0x,
Zero oriceva face zero. Da. Deci zero oriceva face zero. Deci nu mai dăm mai zero. Deci egal doar cu 1. Că ăsta din 3 mere, scăzut 3 mere, a făcut 0 aici. Da. Și a rămas doar 1. Da. Deci egal cu 1. Insist un grad. Deci și tu o spui că 3x minus 3x face un singur x. Cum ai gândit tu? De ce ai spus 3x minus 3x se face un singur x? Pentru că 3 mere, de exemplu, să dau un exemplu, minus 3 mere, ar face 0 mere. Păi 0 mere. Niciun măr. Da. Și 0 și 1. Dar plus un măr. Dar nu-i măr aici. Ăsta 1, ăsta nu-i măr. Nu-i cu x. Că mărul însemna 3 mere cu x. Prin x am înțeles măr. Da? Ăsta nu-i. Unul ăsta e număr desinsător. Fără a fi, poate ar fi altceva, orice altceva, dar nu mai este cu x. Deci nu mai este cu x după el. Da? Deci a rămas doar 1. Și acum ce să facem în ambii membri la 6 egalitate? Fiindcă e minus 3 aici. Hai să adunăm plus 3 în ambii membri. Deci să adunăm plus 3 și în stânga și în dreapta. Da. Și va apare echivalentul. Patru. 4x. 4x. Minus 3, cum era înainte. Da. Deci 4x minus 3. Plus 3. Că a zis da. Că adunăm un 3. Egal cu? 4. 1 plus 3 se va aduce, da? 1 plus 3 și egal cu. Putem să fie 4x plus 3 minus 3. Putem să-i schimbăm locurile lor. Putem schimba locurile lor. Plus 3 cu minus 3. Deci l-am pus pe plus 3 la început și pe minus 3 după aceea. Egal cu 1 și cu 3 e spus 4, da? Da. Și 3 minus 3 aici face cât? 3 minus 3, 0. 0, 4x. 4x egal cu 4. Și de unde rezultă că x egal cu cât? X egal cu? Dar 0 unde e spus? Între 5 și cine face 0? Păi vezi, asta când te uiți, când tu copii de pe tablă, poți să scrii și între noi. 4 minus 4 egal, egal cu 4. 4x egal cu 4, care rezultă că x egal cu 4. E cum? 4 ori 4? Nu, rezultă că este egal cu 1. Că păi, 4 împărțit la 4 egal păi cu 1. Păi asta tot se spune. Și x egal cu 4 împărțit la 4 face egal cu 1. Da? Hai să mai facem încă un. Nu se poate să nu prinzi. E simplu, dar trebuie să te concentrezi să vezi exact cum s-au lucrurile. Să zicem. 5x minus 4 egal cu 2x plus 2. Cât este x-ul? Sau de nou? Va fi? Sau de deci 5x minus 4 egal cu 2x plus 2. Da. Asta înseamnă că 5x, deci ar însemna 5x minus 2x. Deci să scădem un 2x, adică pe ăsta ar scădem. Eu știu că m-am gândit să schimb egalul, să schimb numele pe ele, adică să fac așa 5x minus 2x, care este egal cu 4 plus 2. Dar de unde ai auzit tu chestia asta?
Da, cu... Dacă am făcut asta. Nu, dar acum, de unde ai auzit tu că se, dincolo de egal, să ducem așa, să schimbăm și așa, acum, de unde e? Clasa 1. Clasa 1? Da. Ei, mai de clasa 1 atunci. Deci spui că 5x, așa spui tu, 5x minus 2x, așa ai spus, da? 5x minus 2x e egal cu... Care este pătratul 4 plus 2. 4 plus 2. Echivalent. Cu 3x. Care este egal cu 6x. Cu 6. Cu 6. Și atunci, x egal cu? Și 6 împărțit la 3? 2. X egal cu? 2. 2, nu? 6 împărțit la 3. Deci X egal cu 2. X egal cu 2 este rezultat. 7X minus sau plus 2 pe lângă 2 înmulțit cu 3X minus 1, egal cu 10 nu, 10x, încercăm să facem acum. 10x plus 1. Să facem 10x minus 7x plus 2 înmulțit cu 1 plus 3x minus 1. Da, da, ce operați fac într-o gândesc prima dată așa o chestie? Paranteză. Facem mai de operația din paranteză, da. Păi, facem operația de dar facem înmulțirea. Cum se înmulțește? Anume, din paranteză o facem. Da, da, nu, în paranteza e necunoscută și nu putem să deducem nouă. Da? Și atunci încercăm acum să aplicăm proprietatea aceea, distributivitate, adică înmulțire 2 ăsta se distribuie, se înmulțește și cu 3 și cu 1. Da? Am mai făcut, am mai insistat. Uite, 5 ori 2 plus 3 2 și cu 3 face 6, nu? 5 ori 6, 30. Dar tot atât de bine este și dacă zicem 2 ori 5, 2 ori 5 plus 5 ori 3. Adică 10 plus, nu? Plus 15. Da. Aici e 5, 5 ori 5, 25, am greșit aici. Da? Și 10 plus 15 fac 25. Deci 5 se mulțește și cu 2 și cu 3. 5 și cu 2 și cu 3. Așa și aici. 2 se mulțește și cu 3x și cu 1. Deci va veni 7x plus vorbește tu. Plus 10x. Cum 10x? Plus 2 ori 3. 2 ori 3x face 6x. Deci 2 ăsta de aici se mulțește cu tot ce e în paranteză. 2 ori 3x și plus, e minus de data asta, minus 2 ori 1, minus 2. Egal cu 10x plus 1. Da. Și acum... Asemenea 11x. Ai... De ce? 10x cu 1, nu? Păi ăsta nu e același lucru cu 10 mere. Nu se poate aduna 10 și cu 1. Atunci eu știu. Deci 7x plus 6x ar face 13x. Deci zicem echivalent. Poate spune că 13x minus 2, nu? Minus 2.
Egal cu 10x plus 1. Plus 1. Care ar însemna, care este echivalent. Da. Cu 13x minus 10, care este egal cu... 13x minus... Minus cât? 10x. Păi 10x. Asta am zis. Ai zis 10. Nu am zis 10x. S-a înregistrat. S-a înregistrat și o să vezi. Bine. Deci minus 10x egal cu? Cu 2 plus 1. 2 plus 1. Echivalent. Care este echivalent cu 3x. 3x. Care este egal cu 3. 3x este egal cu 3. Cu 3. Care este echivalent cu... De aici, x egal cu? 3. X egal cu 3 împărțit la 3. 3 împărțit la 3. Care este egal cu 1. Și egal, deci, cu 1. Deci, x egal cu 1 este soluția ecuației. Deci, valoarea pe care am căutat-o este x egal cu 1 și numai ea verifică. O altă valoare nu mai există. Asta înseamnă să rezolvăm ecuații de gradul 1. Deci, trebuie făcut antrenament, că altfel lucrurile nu merg destul de greu. Vrei să ne uităm și la geometrie un pic, nu? Hai să vedem, să închidem. Oprim fișierul ăsta. Dar înainte de a... Hai să facem sinteza. Ce lucruri trebuie să înțelegi tu de la mulțimi? Din sinteza lor. Asta ce-am făcut noi aici, să mulțim. Astea sunt niște ecuații. Egalități. Și fiindcă sunt cu egal, se cheamă ecuații. Au ceva necunoscut în ea. Problema este să afli necunoscut aceea. Da? Deci ecuații de gradul 1 ce am făcut acolo. Dar noi am plecat la ideea că acolo în condiții a apărut la un moment dat o astfel de relație. Și problema se punea să găsim valoarea ce au luat. Fii minte că au fost acolo două mulțimi care reunite să ne dea doar trei elemente. Și presupune egalitatea aceea. Adică termenul, un termen din prima mulțime să fie egal cu celălalt. Un element din prima mulțime să fie egal cu elementul din cea de-a doua mulțime. Numai așa se întâmplă ca două mulțimi a câte două elemente reunite să mă conducă spre o mulțime formată din trei elemente. Și acolo am întâlnit egalitatea aceea, de aceea am insistat un pic la ecuații gradul 1. Trebuie să mai insistăm, că nu sunt clare lucrurile. Cum să... De regulă, elevii memorează mecanic. Să trece dintr-o parte în alta, dintr-un membru în celălalt, schimbând semnul. Dacă e cu minus, trece plus, cu plus, trece cu minus. Eu am insistat acum să vedem care e partea logică a acestui trecem dintr-un membru în celălalt, trecem dintr-un membru în celălalt, schimbând semnul. Partea este asta, că adunăm același lucru când avem membri sau scădem același lucru când avem membri la egalități. Și acum să vedem sinteza oare. Sinteza oare. Mai ne zici sinteza orelor, că... Da. Ore care... Deci, a lecții, hai! Sinteza lecții. Da? Lecții. Sinteza lecții. Asta pe care am desfășurat astăzi. Cu ce lucruri trebuie să te duci tu mâine, să zicem, și la lucrare, să le ai foarte clar? Și cu geometria? După aceea face, dar...